Salutări tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră de jucător cu Octavian Popescu. Yeah. Haideți să vedem dacă reușim un hat-trick ceva. Poate cine știe, Nea Gigi ne mai mărește acolo salariul, n-ar fi rău deloc. Voi dacă vreți astfel de episoade, nu uitați să apăsați tot de like. Yeah. Și haideți să-i dăm drumul la clip. Zi de meci cu bătrâna doamnă, haideți să vedem. 6 puncte pentru noi, 6 puncte pentru bătrâna doamnă. Mamă, sunt 6 echipe cu maxim de puncte. FCSB, Faru, UTAU Cluj, CFR Cluj, Universitatea Craiova, de fapt CSU Craiova. Așa că haideți să-i dăm drumul titular în locul lui Coman. Oare, cine știe, vom porni un duel acolo, o ceartă între Coman și Octavian Popescu, ce credeți? Hai Octavian tati, decarul FCSB-ului. Op, ușor. A început partida aici la Arad dintre UTA și FCSB. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, rămâne de văzut dacă FCSB-ul va reuși victoria. Să nu uităm, în ultimele întâlniri aici UTA Arad a reușit să învingă echipa patronată de Gigi Becal. Eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit prieteni. Dacă n-ați apăsat butonul de like, nu uitați să o faceți. Și haide să strângem peste 500 de like-uri la acest episod. Ai, ce pasă e aia! Abia acum, Octavian din prima. A căzut piciorul. Haideți să vedem aici ce va face. Trebuie să inventeze ceva, Octavian. Bună. Da, să schimbăm camera asta, că ne-a nenorocit pe viață. Oh, ce recuperare face semnul. Să vedem pe Companio. Octavian din prima cu Companio. Companio mai departe. O găsesc soluțiile aici de la FCSB. Companio primește Octavian, pasă la Companio, 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 pasă bună lui Companio, gol! Miculescu marchează 1-0 pentru FCSB, iar bătrâna doamnă se vede condusă cu 1-0 încă din debutul acestei partide. Miculescu marchează după o combinație frumoasă acolo în careul arădenilor. Iată cât de bine e văzut acolo. Șucu stăguie imparabil și este 1-0. David Miculescu. Cooper nu găsește soluția, întoarce bine la Fosu. Fosu care e? O Fosu, pericol la poarta FCSB-ului. Târnovanu, atent, pregătit acolo de plonjon. Târnovanu, Octavian, tackling superb și recuperare. Cere mingea Octavian Popescu, o primește, dar pierde la fel de rapid. Be careful, be careful, be careful. Este galben. Primește cartonaș galben Octavian, minutul 33. Bine, aici schimbă partea centru Companio. Miculescu, ho, 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 ce șut, 2-0 pentru FCSB, minutul 37. David Miculescu punctează din nou, iar Aradul e la pământ în aceste momente. Iată șutul din nou cu stângul, imparabil. Reușit recuperarea pentru scurt timp. Strânge din nou Octavian, apără Târnovanu. Dar Târnovanu a fost atent, iese greșit aici, scoate mingea de pe linie și s-a terminat. S-a terminat, 2-0 la pauză pentru FCSB cu UTA Arad. Acum primește Octavian. Ține de minge. Bine pasa, frumos Companio, mai departe Octavian! Șut în bălării trimis de Octavian Popescu. Octavian Popescu cere balonul. Față-față cu Carp, Octavian! Octavian! Cred că va fi schimbat cât de curând. Iată, tot el recuperează foarte bine aici Miculescu, Companio. Miculescu cere Octavian mingea. Octavian apără portarul. Și iată ce spuneam, vine și schimbarea. Intră Mbappé de România, intră Florinel Coman. 3-0, tot Miculescu, hat-trick-ul lui Miculescu. Ești cu Hermannstadt acasă. Ciaralambuz mă ține acolo titular. Hai să jucăm, hai să jucăm. FCSB Hermannstadt aici în Ghencea. Rămâne de văzut. Echipa Sibiunilor, una foarte, foarte dificilă. Cei drept pe teren propriu Sibiul joacă excepțional. Dar să vedem ce se va întâmpla acum în Ghencea. Companio mai departe, Octavian Popescu, bun trebuie lui Octavian Popescu, intră care Octavian Popescu, Octavian Popescu, Octavian Popescu, Popescu apără senzațional portarul. Iată ce șansă, ce șansă rătează Octavian. Din nou primește balon Octavian, un nou șut! Incredibil! Incredibil!
Bine, aici se combină, companio Miculescu, dă și tu pasă. Din nou FCSB-ul periculoasă, companio Octavian. Octavian, e fault! E fault, e fault de galben, jocul continuă, din nou Octavian! Din nou căbuz! Incredibil așa ceva! Incredibil cum scoate căbuz, probabil la Gigi. E cu telefonul în mână la ora asta. Pe companio Octavian, încă o dată Octavian obține lovitura de la colțul terenului. Vine un galben, e normal, e faultul făcut împotriva lui Octavian. Centrează, se respinge. Iată, aici vine șut. Ai, ce ușor l-a driblat. Nu te văd aici. Pleacă Octavian, primește balonul. E penalti. Iată-l pe Octavian, cere 11 metri, nu primește. Octavian! Iată ce frumos combină cele de la FCSB, pleacă Octavian, cere balonul, dar pasă-i slabă, Se repliază bine Hermannstadt. Din nou Octavian. Oh, ce șansă pentru Hermannstadt, paraschiv în care... Paraschi se descurcă senzațional! Gol! Minutul 44! Gol! Hermannstadt! 1-0, marchează Petru Sibien, jucătorul cu numărul 16, nimeni altul decât Alessandro Murgia. Iar FCSB se vede condusă, poate pierde supremația asta de maxim de puncte. Haideți să-l vedem, Octavian Popescu încearcă de unul singur aici, Octavian. Cere companio mai departe, pasă Petru Octavian. Aproape de recuperare, se trece în prima repriză. N-ai mă cum! A venit telefonul! Intră Coman în locul lui Octavian Popescu. Și am luat bătaie, Biceanu a făcut 2-0, Gane a marcat, dar degeaba. Meci cu Cluj. Pe Cluj Arena, un stadion senzațional, cu o atmosferă senzațională. Șepcile roșii primesc vizita celor de la FCSB. Octavian Popescu vine după câteva meciuri slăbuțe. Rămâne de văzut dacă își va reveni. Dar totuși Coman în continuare, rezerva lui Octavian. O decizie care intrigă pe foarte mulți, dar ăsta e fotbalul, n-ai ce să-i faci. Așa e la FCSB, Octavian Popescu. Întoarce frumos, lasă mingea cu călcâiul foarte bine și acum Octavian Popescu. Pasă pentru companiu în fața golului, companiu! Șut pe lângă. Primește acum Octavian Popescu. Dreamingul lui Octavian, puțin încurcat de coechipierii săi. Trece bine, pasează, e faul, jocul continuă, dar... Nu mai... Cere mingea Octavian, o primește. Avansează Octavian, sprintul lui Octavian, deposedat de Pițian. Rămâne în pressing, dar totuși aruncare de la marge pentru Cluj. Mingea rămâne acolo la clujeni. Bine, recuperăm! Companiu! FCSB! Ce șut! Ce panoramă de șut! Hai să jucăm călcâie. Pleacă Octavian, primește balonul, mai departe, Miculescu, șansă de gol aici pentru FCSB! Iliev acolo! Vine pasa scurtă, Octavian Popescu, Octavian! Nu găsește spațiul porții! Iată totuși cât de aproape de gol din nou Octavian Popescu. Bine aici Octavian Popescu, pleacă companio, schimbă partea bine, joacă mai departe. Cred că e offside. E offside. Intră în careu. Fentă de șut al lui Octavian, vine acum șutul Iliev, Dumnezeule! Cât de bine intervine Iliev, Olaru, execută Olaru, Octavian în blocaj.
Mingea rămâne în posesia FCSB-ului. Iată ce încearcă Octavian Popescu. Oh, ce intervenție dură! No, 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 no! Este roșu! Bruh. Ai, ce decizie ia Hațegan! Incredibil, dar adevărat! De ce ai face asta, Octaviane? Probabil frustrat acolo de inter... de... a fost deposedat 1-1 Cluj cu FCSB, Dinamo bate pe CFR. Îl poate costa locul de titular. Rămâne de văzut dacă va fi așa sau nu. Punea Gigi foarte greu. Hai să vedem Coman cum intră. Radunovic, oh, nu bate nici Sepsi. 2-0 Craiova Rapid. Probleme și pentru rapidulețul lui Bergodi. 2-1 Companio, dubla lui Companio, o spune cuvântul. Cluj 2-2 cu Hermannstadt. Nici Coman a jucat, cine știe ce, a avut șansă, două meciuri la rând, n-a dat gol. Clasamentul arată în felul următor. Noi suntem pe 2 cu 14 puncte, U Cluj pe prima poziție cu 18 puncte, CFR 10 puncte pe locul 7, CFR obligată să câștige. Dar haide să vedem cum revine Octavian Popescu în joc după suspendare. Dumnezeule, ce meci în Ghencea! FCSB întâlnește pe CFR Cluj. Dar rămâne de văzut dacă, până la urmă, cineva va începe la capăt, iată ce intervenție dură acolo asupra lui Octavian Popescu. Hei, cred că dacă nu era debutul ăsta de prima repriză de partidă, se putea da chiar și cartonajul roșu. Sava iese senzațional. FCSB într-o lipsă de formă, intervine dur și Octavian trebuia să-i aplice acolo, dar haideți să vedem, ar trebui să vină galbenul și pentru clujeni. E fault, într-adevăr. Dar doar eu văd galben. Doar Octavian vede galben. Incredibil. Octavian Popescu cere balonul, îl primește. Octavian se întoarce. Octavian mai departe, Olaru. Primește din nou Octavian Popescu. Pericol, Octavian întoarce. Vine șutul în blocaj, companie în fața golului. Haide! Hai acolo, din nou Octavian Sava! Aproape, aproape! Centrare acolo, Octavian încearcă un tackling să blocheze, apără! Este lovitură de la colțul terenului, Deac va centra. Vine centrarea, Hefte, nu dă cu capul, trebuie să blocăm, Octavian, oh! Cât de periculos, cât de periculos acolo! Ieși, 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 ieși. Bine, mă, bine, mă! Uf, ce curaj are să dea călcâi în careu! CFR în continuare, la egalitate! Pleacă Companio, îl vede bine Octavian Popescu! Companio, Companio, avansează, intră în careu Companio, pasă înapoi la Octavian! E penalti la Octavian! E penalti! Și uite așa mi-l supără pe al meu și ea roșu! Dar iată ce șansă aici, Octavian pasă mai departe, șansă mare de gol, haideți să vedem, Octavian ce încearcă, incredibil, aproape de golul sezonului, Sava însă rămâne foarte atent, Olaru, nu așa Olaru, le cade Octavian, ridică-te, Octavian, șut în blocaj, un nou șut, încercăm recuperarea, nu o facem, nu, 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 nu! Aproape de roșu, incredibil, nu se calmează deloc Octavian Popescu, se vede că își dorește să marcheze, se vede că își dorește să recupereze, dar totul ar trebui să aibă o limită. Manea, va veni oare o centrare, va veni ușut, o pasă pentru Birligea în care o Birligea, trebuie cu culmurea lui Birligea, Birligea pe ăste poartă și se termină prima repriză, 0-0, FCSB, CFR Cluj. Revenim cu partea secundă, n-au fost foarte multe ocazii, câteva momente tensionate, dar cam atât. O decizie acolo, controversată după părerea mea din partea arbitrului Orbuleț, când clujanul n-a primit cartonaș galben la faultul asupra lui Octavian Popescu. Primește Octavian, vine șutul, e penalti, e penalti, e penalti! Ho, ho, ho! Penalti pentru FCSB, șutul lui Octavian! Nu e hez niciodată, după părerea mea. Voi ce credeți? E de penalti sau nu?
Companiu în fața golului, față în față cu Sava, Companiu ratează! Incredibil, Companiu! Și Octavian scapă mingea în afara terenului. Octavian! Șut slab, șut slab, n-are, nu-i poate pune probleme lui Sava un astfel de șut. Din nou, pleacă! Bună, 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 pase, gol! Gol, 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 Companiu din poasta lui Octavian. După ce ratase penalti, iată, Companiu marchează din pasa lui Octavian Popescu, un penalti scos tot de Octavian Popescu. Iată aici Manea, careu, e periculos, întoarce mingea, de acapără! Apără Târnovanu, scapă FCSB-ul. De unul singur, îl depășește pe Manea, îl depășește pe Morgan, Octavian, Octavian. Centru de șut al lui Octavian, intră în care Octavian, ține cam mult de minge, Octavian își dorește foarte mult un gol, asta e clar, se vede. Se vede, se vede, se vede! Vine șutul în blocaj, din nou penalti, din nou penalti! Mamă, se bat eu, mamă, se bat Octavian! Hai să bat Octavian! No, tot Companiu! Intră Coman în locul lui Miculescu. 2-0 FCSB, minutul 66, dubla lui Companiu. Dar de ce nu bate și Octi? De ce nu bate și Octi? Octavian! În blocaj din nou Octavian. Se luptă, recuperează. Și? Și e Hez la marginea careului. Da, e pentru CFR. No, 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 no! Băi! Băi, Octavian, ești nebun, cum să faci asta? Marchează și Coman, criminalul de la FCSB. Tată, nu știu dacă voi mai juca. Jucăm în deplasare la Craiova. ...2-0 Crețu și Olaru. Câștigă FCSB-ul, dar... Nu știu, sunt unele decizii luate destul de aiurea. Meci în Conference League. Sunt titular, mă, dar... De fapt, meciul ăsta vom vedea în episodul viitor. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit până la final. Și dacă vreți în continuare astfel de episoade, intrați să apăsați ton de like. Măcelarul Octavian Popescu, două cartonașe roșii în câteva meciuri. Și suntem la limită de a fi excluși din lot. Eu am fost Breaker, pe data viitoare. Toate cele bune. Pe curând.